zile de arest preventiv, Nicolas Sarkozy a aflat viitorul, decizia care ochează frana. Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat miercuri după 26 de ore de arest în cadrul anchetei privind financarea de către Libia a campaniei sale electorale din 2007, informează AFP. O sursă judiciară a declarat ce el a fost, ulterior, inculpat de un judecător de instrucție. Arestul lui Nicolas Sarkozy a luat sfârșit în IT, a declarat una din cele două surse apropiate de dosar consultate de agenția citat, fără a preciza eventualele evoluții judiciare decise de magistrați, scrie Ager Press. Fostul subliniere fals statului ar putea fi eliberat, prezentat unui judecător în vederea unei eventuale inculpri sau convocat din nou la audieri, arată France Presse. Audiat în stare de libertate în acela sublinierei dosar, Brice Hortefeux, apropiata lui Sarkozy sublinierei titular al mai multor portofolii ministru în timpul mandatului prezidențial din 2007 la 2012, a declarat că nu a existat nicio financare din Libia sau de oriunde din setere intate pentru campania electorală, afirmă avocatul acestuia. Ancheta magistraților din domeniul financiar durează de aproape 5 ani. În mai 2012, site-ul Mediapart a publicat un document atribuit fostului subliniere al serviciilor de informații libian Mossack Fonseca, care se referea la o financare de aproximativ 50 de milioane de euro, în schimbul sprijinului Parisului pentru încetarea izolării diplomatice a Libiei. Sarkozy a negat toate acuzațiile.